În spațiu cu balonul. S-au vândut deja 1000 de bilete pentru acest tip de călătorie, iar cei care vor să aibă parte de o asemenea experiență inedită trebuie să plătească 50.000 de dolari pe persoană. Călătoria va dura în jur de 6 până la 8 ore și va duce pasagerii la o altitudine de cel puțin 30.000 de metri, unde vor putea vedea curbura Pământului. Pentru a atrage cât mai multă lume, startup-ul intenționează să lanseze zboruri din cele mai spectaculoase locații din lume, precum Marele Canyon, Marea Barieră de Coral și piramidele din Egipt. When we designed our space tourism solution, what we designed was an approach around what we call the seven wonders of the world stratospheric edition. And it's these seven wonderful, amazing places on our planet where you can experience contrast. So it's places like Spaceport Grand Canyon, where you can stand on the edge of the Grand Canyon and see this massive wonder on our Earth. And then a few days later, take a ride to the stratosphere and see just how small the Grand Canyon is in the big picture.